Bună ziua, dragele! Mă numesc Timofei Natalia și lecția de matematică de astăzi o vom petrece împreună. Pentru a descoperi subiectul orei, ghiciți ghicitoarea. 10 mere, câte două, la 5 veri am dăruit. Niciun măr nu am în coș. Merele le-am. Cu siguranță ați ghicit împărțit. Deci, subiectul orei de astăzi este împărțirea unui număr de 3 cifre la un număr de o cifră, când sutele și zecile de împărțitului se împart exact la împărțitor. Astăzi, la lecție, vom efectua împărțirea renumerelor de 3 cifre la un număr de o cifră, când sutele și zecile de împărțitului se împart exact la împărțitor. Vom efectua proba împărțirii prin operația inversă. Vom rezolva o problemă, ne vom implica cu interes și curiozitate pe parcursul lecției. Fiți atenți și observați cum realizăm oral împărțirea numărului 693 la 3. Descompunem de împărțitul 693 în sute, zeci și unități. 600 plus 90 plus 3 unități. Împărțim fiecare termen al sumei la 3. Suma câturilor 200 plus 30 plus 1 este 231. Deci, 693 împărțit la 3 egal cu 231. Efectuăm proba. 231 înmulțit cu 3 egal cu 693. În continuare, voi explica cum realizăm calculul scris. Câtul numerelor 695 și 3. Observăm că de împărțitul 695 este format din sute, zeci și unități, iar împărțitorul 3 doar din unități. Împărțim sutele. Împărțind 600 la 3, obținem la cât? 200. Verificăm. 200 înmulțit cu 3 egal cu 600. Coborâm cifra zecilor și împărțim zecile. Împărțind 90 la 3, obținem la cât? 30. Verificăm. 30 înmulțit cu 3 egal cu 90. Coborâm cifra unităților. 5 unități împărțind la 3, obținem la cât? O unitate. Verificăm. 1 înmulțit cu 3 egal cu 3. 5 minus 3 egal 2. Am obținut câtul 231 și restul 2. Verificăm. Restul 2 este mai mic decât împărțitorul 3. Și dacă înmulțim câtul 231 cu împărțitorul 3 și adunăm restul 2, vom obține de împărțitul 698. Vă prezint următorul caz de împărțire. Câtul numerelor 692 și 3. Observăm că de împărțitul 692 este format din sute, zeci și unități, iar împărțitorul 3 doar din unități. Împărțim cifra sutelor la 3. 600 împărțind la 3, obținem 200. Verificăm. 200 înmulțit cu 3 egal 600. Coborâm cifra zecilor și împărțim zecile. Împărțind 90 la 3, obținem la cât? 30. Verificăm. 30 înmulțit cu 30 egal 90. Coborâm cifra unităților 2. La împărțirea unităților am obținut câtul 0, deoarece 2 împărțit la 3 egal 0, rest 2. Am obținut câtul 230 și restul 2. Verificăm. Restul 2 este mai mic decât împărțitorul 3. Dacă înmulțim câtul 230 cu împărțitorul 3 și adunăm restul 2, vom obține de împărțitul 692. Observăm cum împărțim numărul
604 la 3. Fiți atenți la explicații. Este un caz deosebit. Câtul numerelor 604 și 3. Împărțim sutele. Împărțind 600 la 3, obținem la cât? 200. Verificăm. 200 înmulțit cu 3 egal 600. Observăm că la 10 avem cifra 0. 0 împărțit la 3 egal cu 0. Deci la cât scriem cifra 0? Coborâm cifra unităților și împărțim 4 unități la 3. Obținem la cât? O unitate. Verificăm. 1 înmulțit cu 3 egal 3. 4 minus 3 egal 1. Am obținut câtul 201 și restul 1. Verificăm. Restul 1 este mai mic decât împărțitorul 3. Dacă înmulțim câtul 201 cu împărțitorul 3 și adunăm restul 1, vom obține de împărțitul 604. În continuare, vă invit să observați ultimul caz de împărțire. Câtul numerelor 601 și 3. Împărțind sutele, împărțim 600 la 3. Obținem la cât? 200. Verificăm. 200 înmulțit cu 3 egal cu 600. Observăm că la 10 avem cifra 0. 0 împărțit la 3 egal 0. La cât scriem 0? Coborâm cifra unităților 1. La împărțirea unităților am obținut câtul 0, deoarece 1 împărțit la 3 egal cu 0, rest 1. Am obținut câtul 200 și restul 1. Verificăm, restul 1 este mai mic decât împărțitorul 3. Și dacă înmulțim câtul 200 cu împărțitorul 3 și adunăm restul 1, vom obține de împărțitul 601. În speranța că ați înțeles tema, vă provoc să aplicăm cunoștințele. Calculați și efectuați probele. Aflați câtul numerelor 482 și 2, jumătatea numărului 605. De împărțitul este 631, împărțitorul 3. Aflați câtul? Aflați treimea numărului 360. Verificăm. Câtul numerelor 482 și 2 este 241. Jumătatea numărului 605 este 302, rest 1. Câtul numerelor 631 și 3 este 210, rest 1. Treimea numărului 360 este 120. Ne reamintim. Pentru a efectua proba, înmulțim câtul cu împărțitorul și adunăm restul. Înmulțim câtul 241 cu împărțitorul 2 și am obținut de împărțitul 482. Produsul dintre de împărțitul 302 și împărțitorul 2 este 604. Adunăm restul 1 și obținem de împărțitul 605. Triplul numărului 310 este 650. Adunăm restul 1, am obținut de împărțitul 631. Înmulțim 120 cu 3, am obținut de împărțitul 360. Bravo copii! V-am pregătit în continuare o sarcină deosebită. Aflați câtul împărțirilor și decodificați numele celui ascuns sub cușmă. Aflați treimea numărului 365, câtul numerelor 880 și 8, jumătatea numărului 406, de împărțitul este 843, împărțitorul 4. Aflați câtul. Controlăm rezultatele. Litera U, am obținut rezultatul 121, rest 2. G, 110. E, 203. Ț, 210, rest 3. Bravo copii!
Ce cuvânt ați obținut? Cu siguranță, Guguță. Cunoașteți cu toții că autorul acestor istorioare este Spiridon Vanghelie. Prima ediție a volumului Guguță și prietenii săi a apărut în anul 1994. Să știți că munca e prima dintre virtuți și pentru că nimic nu-i fără osteneală, vă propun să rezolvați în continuare o problemă. Un cumpărător a achitat cu o bancnotă de 500 de lei trei vaze identice și a primit rest 104 lei. Aflați prețul vazelor. Citiți doar condiția. Un cumpărător a achitat cu o bancnotă de 500 de lei trei vaze identice și a primit rest 104 lei. Care este întrebarea problemei? Aflați prețul vazelor. Ce cunoaștem noi din condiția problemei? Cunoaștem că cumpărătorul avea 500 de lei. Pentru ce a cheltuit el banii? Corect, a procurat trei vaze. Ce rest i-a dat vânzătoarea? 104 lei. Deci, acestea și vor fi cuvintele cheie pe care le scriem în schema problemei. Vom scrie caligrafic schema problemei. Fixăm cuvintele cheie. Avea, a cheltuit, rest. Câți lei avea? 500. Câți lei a primit rest? 104 lei. Cunoaștem câți lei a cheltuit pentru cumpărătură? Nu, dar cunoaștem că a cumpărat trei vaze la prețul identic. Putem imediat răspunde la întrebarea problemei, care este prețul vazelor? Sigur că nu, deoarece prin prima operație trebuie să aflăm câți lei a cheltuit cumpărătorul pentru întreaga cumpărătură. 500 lei minus 104 lei egal cu 396 lei. Dacă am aflat că pentru trei vaze identice s-au cheltuit 396 de lei, ce putem afla? Corect. Care este prețul vazelor? 396 lei împărțit la 3 egal cu 132 lei. Răspuns. Prețul vazelor este 132 lei. Bravo, copii! Vă propun, pentru a consolida și dezvolta cunoștințele acumulate astăzi la oră, să scrieți prin exercițiu propoziția matematică, apoi să calculați. Micșorați de 2 ori suma numerelor 358 și 462. Micșorați cu 2 câtul numerelor 906 și 3. Verificăm. Suma numerelor 358 și 462 este 820. Împărțim la 2, obținem câtul 410. Câtul numerelor 906 și 3 este 302. Micșorăm cu 2 și obținem diferența 300. Sunteți de laudă! Vă urez succes în continuare, vă provoc să exersați și alte împărțiri din manual și să lectorați și să vă bucurați alături de Guguță de peripețiile sale. La revedere!